Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi încercăm să aflăm dacă au fost geții și goții același popor și până unde se întindea Imperiul Dacilor. Dacă geții și goții au fost același popor, este titlul unui capitol din lucrarea Lumea Gotică, scrisă în anul 1688 de Mateus Pretorius, pastor protestant de origine lituaniană, iar mai târziu preot catolic, istoric și etnograf, care a trăit între anii 1635 și 1707. Parcă dorind să confirme vorbele marelui Vasile Pârvan, care scria în getica sa: "Dacii nu sunt la Vistula o excepție, ci ei sunt foarte numeroși și în legătură unii cu alții", în ultimii ani au fost efectuate în Polonia peste 50 de descoperiri ale unor diferite artefacte de inspirație sau proveniență dacică. Acestea sunt reprezentate de numeroase vase, felurite figurine ceramice sau metalice, printre care un superb cap de bou reliefat în argint, capace de oale, cupe cu picior înalt, precum și podoabe tipic dacice, care se întind pe un interval de datare de mai bine de 300 de ani, înainte și după anul zero al erei noastre, și pe o suprafață uriașă de peste 400 de kilometri pătrați. Peste 20 de brățări din argint, care în arheologia poloneză au primit mereu interpretări greșite, fiind declarate de influență celtică, dar care sunt brățării dacice cu nodozități și cu ferestre, de tipul Trei Șimleul Silvanei, au fost descoperite în sudul Poloniei în jurul Cracoviei și în centrul țării în jurul Varșoviei. De asemenea, podoabe descoperite mai cu seamă în zona cetăților din Ardeal și considerate însemne ale puterii, fiind purtate cel mai probabil de nobilii daci, au fost descoperite și în zone unde era greu de bănuit influența dacilor, la Marea Baltică, la Lallendorf în Germania sau lângă Gdansk în Polonia, peste drum de Scandinavia și la doi pași de Lituania. Acestea sunt rezultatele a doi arheologi polonezi, Ivona Florkiewicz, de la Universitatea din Rzeszów, în prezent în Germania, și Marcin Rudnicki, de la Universitatea din Varșovia, care și-au dedicat ultimii ani clasificării, organizării și analizării urmelor dacice din zona Poloniei. Ca o concluzie a studiului întocmit de specialistul Marcin Rudnicki, ponderea nu prea mare, însă remarcabilă, a caracteristicilor ceramicii dacice, observată în inventarul ceramic al populației culturii Tiniec, confirmă nu atât de mult existența unei forme de contact, cât prezența fizică a dacilor în regiunea Cracovia. Arheologul sădmărean Robert Gindele consideră că prezența dacică din nordul continentului a fost consolidată mult după războaiele daco-romane, când mai multe grupuri de daci s-au retras către nord din fața trupelor romane, respectiv în perioada războaielor marcomanice 160-180 după Hristos și mai apoi în urma pătrunderii masive a vandalilor în spațiul nord-vestic al României. Un argument în acest sens este și identificarea în nord-vestul României a unui imens centru de producție ceramică al dacilor liberi din Câmpia Someșului, la Medieșu Aurit, unde pe 18 hectare sunt amplasate circa 200 de cuptoare pentru ars ceramică, situl devenind astfel cel mai mare centru industrial ceramic din spațiul european, aflat în afara granițelor Imperiului Roman. Cu greu ne putem imagina că vasele brute din Lutars, lucrate manual, ca de exemplu ceașca dacică, ar fi putut reprezenta obiecte de schimb pentru comerțul la distanță. În schimb, avem convingerea că grupurile de populație dacică, în migrația lor, au dus ceva mult mai valoros: știința legată de ceramica la roată și construcția cuptoarelor pentru ars ceramica. Exact în această perioadă încep să producă marile centre ceramice din zona Cracoviei de azi. Și, ca o curiozitate, toate cuptoarele sunt de modelul celor de la Medieșu Aurit. Această masivă deplasare a populației dacice este prezentată de Carlo Troia în teoria migrației inverse a goților, expusă detaliat în lucrarea Fasti Getici o Gotici, publicată în anul 1844, conform căreia, la venirea hunilor, dacogeții, denumiți și goți, care pătrunseseră până în actualele regiuni ale Poloniei, Prusiei, Scandinaviei,
și în toate celelalte situate în jurul Balticei, s-au văzut lipsiți de orice cale de comunicare cu patria lor de la Dunăre și de la pontul Euxin. În nordul Europei locuiau popoarele baltice, lituanienii, letonii, vechii prusieni, care prezentau multe similitudini lingvistice cu limba dacogeților, iar Mircea Mihai Rădulescu, în lucrările sale, susține că limba tracă este strâns înrudită cu limbile baltice, înregistrându-se 63 de corespondente frapante, plus 69 de corespondente în domeniul toponimelor și al antroponimelor. Limbile baltice erau vorbite la acea vreme pe un teritoriu de 6 ori mai întins decât teritoriul Lituaniei și al Letoniei, ajungând la sud până dincolo de Varșovia, iar la est până dincolo de Kiev și Kursk. De asemenea, geții se întindeau tot până la aceste hotare. În acest sens, pentru a da doar câteva exemple, Vasile Pârvan scrie: geții s-au întins până în Boemia, până la cursul mijlociu al Oderului și până la cursul inferior al Vistulei, până la mlaștinile Pripetului și până la cataractele Niprului. Dudo de Saint Quentin, istoric normand, decan de Saint Quentin, 965-1043, a scris între 996 și 1015 lucrarea Historia Normanorum, în care se citește: dacii sunt numiți de către ai lui Danai. Silvio Enea Bartolomeo Piccolomini, Papa Pius al II-lea, 1405-1464, afirma în lucrarea De Europa, publicată în anul 1450, că pe vremea lui Jutlanda se numea Dacia. Istoricul Philip Kluver, 1580-1622, născut în Prusia Regală, o fostă provincie a regatului Poloniei, scria în lucrarea Germania Antica, apărută în 1616, că goții nu sunt identici cu scandinavii, ci cu prusienii, iar pentru un alt istoric originar din această regiune, Mateus Pretorius, 1635-1707, în Orbis Goticus, apărut în 1688, goții au locuit la începuturi în Polonia. Geții, identici cu sarmații, sunt de fapt goți și nu suedezi, conchide autorul în capitolul Dacă geții și goții au fost același popor. Într-un document creat în timpul lui Carol cel Mare, după cum precizează lucrarea Carolus Magnus, ediția originală publicată în 1851, în enumerarea provinciilor catolice din Europa, Asia și Africa, figurează provincia denumită Dacia. Cel mai probabil se citea Dacia, așa cum apare menționată în secolul al XVII-lea în lucrările cronicarilor moldoveni Grigore Ureche, Miron Costin și Nicolae Costin. Mulți zic țării Moldovei și țării muntăniști străinii, Dacia. Dar în secolul XIX, prima publicație în limba română tipărită la Leipzig, în anul 1827, numindu-se Fama Lipski pentru Dacia, sunetul ț, la fel ca sunetele î, j și z, cu care se pot reda autentic zgomotele din natură, lipsesc cu desăvârșire în majoritatea limbilor europene. Și astfel, onomatopeele lor sunt extrem de puțin apropiate de sunetele reale din natură. Folosirea sunetelor din natură pentru descrierea, reprezentarea și exprimarea unor fenomene din natură a dus la compunerea primelor cuvinte românești, după cum a demonstrat în mod strălucit Lucian Iosif Cueșdean, în lucrarea Limba românilor nu se trage de la Roma, iar Paul Lazar Tonciulescu sublinia în lucrarea De la țara Luanei la Aleud faptul că vechii eleni nu aveau în alfabetul lor grafemul, semnul corespunzător românescului ț, și nici fonemul, sunetul ț, în mare parte înlocuindu-l prin tz. Dacia, citit Dacia, este menționat în harta lumii întocmită de Claudiu Ptolemeu în anul 140 era noastră și inclusă în opera lui Geografia, dar și în hărțile întocmite în secolele 15-16 de cartografii germani Nicolaus Germanus și Martin Waldseemüller. Pe harta Scandinaviei, întocmită de cartograful german Martin Waldseemüller în anul 1541,
bazată pe o hartă similară a lui Claudiu Clavus, apărută în 1425. Peninsula Jutlanda și sud-estul peninsulei Scandinave sunt denumite Datia, iar în cea mai exactă hartă a țărilor nordice, care oferă detalii și nume de locuri, Carta Marina, publicată în anul 1539 de către scriitorul suedez Olaus Magnus, peninsula Jutlanda apare cu numele de Dacia, sive Danemarca. Denumirile Datia sau Dacia apar și pe hărțile întocmite în secolele 15-16 de erudiții nordici Laurent Fries, Johannes Ruysch, Peter Apian, Sebastian Münster, dar și de cartograful venețian Benedetto Bordone, a cărui hartă reflectă opiniile și ideile Veneției în secolul al XVI-lea și în care Datia apare lângă Norvegia, situație posibilă doar în cazul în care ar reprezenta Danemarca de azi. Geții, după cum scrie Carlo Troia, s-au răspândit încetul cu încetul în regiunile de la Marea Baltică, au trecut apoi în Suedia, creând aici o nouă ostrogoție și o nouă vestrogoție, deloc diferite de cele ce fuseseră atât de prospere la Dunăre și la pontul Euxin. Au adus aici toate instituțiile lor și au numit Dacia totalitatea cuceririlor lor în Danemarca și în Suedia, nume care timp de mai multe secole a fost amintit în actele publice și oficiale ale ambelor regate. Vizigoții și ostrogoții au reprezentat doar o parte a poporului plecat din regiunile Dunării, o altă parte revărsându-se în zona Mării Baltice, însă cel mai mare număr de geți sau goți a rămas în vechile așezări de dincolo de fluviu, ca în vremurile antice. La începutul secolului al VII-lea, pe când goții erau de mult în Spania, Sfântul Izidor din Sevilla, episcop hispanic și învățător al bisericii, în lucrările istorice Historia de Regibus Gotorum, Vandalorum et Severum sau Historia Gotorum și Etimologii, va enunța teoria cărui punct de plecare este tot afirmația lui Orosius că goții erau geții de altă dată, și care, într-un rezumat condensat, cu care se finalizează istoria sa, sună astfel. Locuind în ținuturile înghețate ale Septentrionului, lângă împărăția ascitică, unde sunt munți înalți, ei stăpâneau acești munți împreună cu alte neamuri, de unde, alungați de năvala hunilor, au trecut Dunărea și s-au supus romanilor. Dar, neputând suporta nedreptățile acestora, mânioși își aleg un rege din neamul lor, năvălesc în Tracia, pustiesc Italia, se îndreaptă asupra Galiei și, trecând fără împotrivire munții Pirinei, ajung în Spania, unde și-au așezat sălașul vieții și al imperiului lor. În drumul lor vijelios de la Istru până în Spania, în nordul Italiei, legendarul Teodoric cel Mare, rege al ostrogoților și regent al vizigoților, a transformat Ravenna, capitala regatului ostrogot, într-unul dintre marile centre ale Occidentului, împodobit cu biserici, baptisterii și mausolee, ale căror decorațiuni interioare au devenit minunile lumii occidentale. Aceste monumente rămân în afara zonei de influență a picturii constantinopolitane și sunt rodul unei școli locale, după cum consideră artistul rus Vladimir Lazarev. Bogăția și complexitatea ornamentelor arhitectonice, a desenelor și mozaicurilor relevă obsesiv simbolismul getic bazat pe regenerarea ciclică a naturii, ceea ce l-a determinat pe Giorgio Vasari, istoric, arhitect și pictor italian, să exclame exasperat porțile ornate cu coloane împletite și atât de subțiri, încât nu au forța de a susține vreo greutate. Piramide, unghiuri și frunze păreau a fi făcute din hârtie și nu din piatră sau marmură. Și făceau atâția cârcei de viță, console și gravuri, încât lucrarea devenea disproporțională. Puneau atâtea ornamente unul peste altul, încât mergând atât de mult în înălțime, capătul de sus al porții atingea tavanul. Trebuie să mai adăugăm câteva cuvinte în acest sens. Bastarnii erau de asemenea sciți sau goți și ocupau în timpul lui Tacit regiunea Europei Centrale, cuprinsă între pontul Euxin, Dunăre și Vistula. Munții Carpați, numiți și Alpii Bastarnici, Strabon, Pliniu, Ptolemeu, Dio Cassius și Dionisie Periegetul, îi descriu și îi recunosc
de goți sau sciți. Mai mult, primul dintre aceștia îi divide în patru triburi, atmoni, sitoni sau sidoni, peucini și roxolani. Și cam în această epocă, acea ramură a goților a trecut în Scandinavia, așa încât Tacit, ca unul care scrie 50 de ani mai târziu, localizează sitonii în acea peninsulă sau în actuala Suedia și află pe tărâmul opus al Balticii o parte din peucini, în timp ce cealaltă parte a trecut fără dubii în Scandinavia cu sitonii. Rareori migrațiile popoarelor au fost universale sau poate n-au fost niciodată. Astfel, Ptolemeu a găsit încă sitonii la sud de Baltica, între Oder și Vistula. Istoricul italian Carlo Troia nota că niciun popor din cele pe care grecii le numeau barbare nu au o istorie mai veche și mai certă ca a geților sau goților. Scopul lucrării mele, istorie getică sau gotică, se împarte în două părți și una dintre ele arată că geții lui Zamolxe și ai lui Decebal au fost strămoșii goților lui Teodoric din neamul Amalilor. Și Robert Sheringham notează în lucrarea sa De Anglorum Gentis Origine Disceptatio următoarele. Astfel, chiar Pliniu, Mela, Solinus îi arată pe geți ca poporul Traciei. Toți tracii ar fi fost un singur popor, adică geții, mărturisește Mela. Am arătat că armele geților au fost victorioase în Sciția, Tracia, Dacia, Moesia, la Istru și la Marea Neagră. Și am spus că ei au avut diferite nume în acele regiuni, din pricina varietății sălașurilor, dar toți au fost numiți geți, cu același nume de către greci și de către latini. Însă aceștia, cu trecerea timpului, și-au adus trupele și stindardele la ultimele hotare ale Europei și, fapt și mai agresiv, i-au îmblânzit și i-au domolit pe romanii cei plini de foc, precum și Roma însăși, și ci că ar fi istovit într-atât Imperiul Roman, încât de atunci încolo a fost mai ușor de manevrat de către alte neamuri, dintre care cele mai multe, prinzând ocazia, ar fi căpătat de atunci încolo curajul de a-și scutura îndelungata sclavie și jugul lor istovitor. Atunci, pentru prima dată, geții le-au fost cunoscuți romanilor și grecilor sub numele de goți, însă de atunci sunt numiți de către scriitori când geți, când goți. În legătură cu aceștia există o concordanță absolută la autorii vechi care au trăit în acea vreme în care s-a ținut războiul gotic. Orosius, care și-a scris istoria în veacul împăraților Arcadius și Honorius, în care goții, sub conducerea lui Alaric, au năvălit în Italia, relatează că geții au fost de neam gotic și sub numele de goți au devastat Imperiul Roman. Curând, spune el, acei geți care acum se numesc goți, despre care Alexandru a declarat că trebuie evitați, de care Pirus s-a îngrozit și pe care Cezar i-a lăsat baltă după ce au năvălit cu toții în provinciile romane, deoarece lăcașurile lor și toate orașele au fost abandonate și golite și multă vreme s-au arătat înfricoșători, sper acum, prin rugăminți, să obțină asocierea cu romanii prin legământ, deși ar fi putut-o obține cu armele. Chiar Hieronim, când Ambrosius și alții bănuiesc că Gog și Magog ar fi fost goți, mărturisește că aceiași Gog și Magog nu au fost niciodată numiți geți de către autorii vechi. Philostorgius, în Istoria Eclesiastică, notează: sciții de dincolo de Istru, pe care cei vechi îi numeau geți, iar cei de acum îi numesc goți. Ulfila a fost hirotonit episcop al creștinilor din țara getică. Hieronymus, 345-420 era noastră, notează și el: există autoritate, îndreptățire, pentru a-i numi pe goții geți. Iar Nicolao Petreio, în 1695, nota că geții au fost după aceea numiți goți, nu este nicio îndoială. Goții, în gotică Gutans, au fost un popor germanic răsăritean. În lucrarea De Origine Actibusque Getarum, Iordanis afirma că goții au părăsit Scandinavia, s-au așezat în apropiere de gurile Vistulei, astăzi în Polonia, și în secolele 3 și 4 s-au așezat în Sciția, Dacia de Est și părți din Moesia și Asia Mică. În secolele al 3-lea și al 4-lea au reprezentat o mare problemă pentru Imperiul Roman, începând cu momentul retragerii lui Aurelian din Dacia.
După anul 200 s-au împărțit în vizigoți, goții de vest, și ostrogoți, goții de est, și au fondat mai târziu state succesive puternice în Imperiul Roman, în peninsula Italică și în peninsula Iberică. Pe baza imagisticii casiodoriene și iordaniene, care au făcut din ținutul inospitalier al Scandinaviei, împotriva naturii, o fabrică de popoare, unii savanți apuseni au formulat ipoteza unui leagăn de formare a arienilor, indo-europenilor, în peninsula Scandinavă, zonă care, până la începutul Holocenului, etapa geologică actuală începută cu circa 12.000 de ani în urmă, s-a găsit sub un strat gros de sute sau chiar mii de metri de gheață. Astăzi este tot mai limpede că solul și clima Scandinaviei n-au permis o dezvoltare normală a populației, că excedentul natalității trebuia îndepărtat. În plus, absența totală a sării, de care mamiferele depind fiziologic, deci natural, a constituit un factor prohibitiv pentru creșterea populației în zona nordică europeană. Nu poate fi vorba așadar ca Scandinavia să fi fost vreodată în istoria societății omenești o fabrică de popoare, officina gentium. Ca urmare, în Scandinavia au ajuns populații dinspre sud, din spații favorizate de natură. În niciun caz acestea n-au putut constitui factor primar pentru dezvoltarea demografică și popularea unor zone situate la sud de Scandinavia. La venirea hunilor, dacogeții sau goții, care călăuziți sau trimiși de Ermanaric, pătrunseseră până la Marea Baltică, adică la țărmul venedic al lui Ptolomeu, s-au văzut, după victoriile asupra venedilor, lipsiți de orice cale de comunicare cu patria lor de la Dunăre și de la pontul Eusin. Aici începe istoria lor septentrională, care pentru o lungă perioadă de vreme a zgudui structura Europei meridionale, făcându-se să se creadă că cuceririle goților zamolxieni ai lui Ermanaric în Scandinavia ar trebui puse în legătură cu epoci foarte îndepărtate și nebuloase, înainte de Berig, iar cultul lui Zamolxe ar fi apărut în Suedia. Așa au pretins Carolus Lundius și alți învățați suedezi, care vedeau o mare asemănare între religia din Suedia și cea a geților lui Zamolxe și Deceneu. Asemănarea este adevărată, dar explicația este falsă, pentru că cultul lui Zamolxe nu a pornit din Suedia, ci a pătruns aici odată cu goții lui Ermanaric, cărora această doctrină le fusese împărtășită în Tracia, după Herodot. Goții sau geții, care după moartea lui Ermanaric s-au răspândit încetul cu încetul în regiunile de la Marea Baltică, au trecut apoi în Suedia, creând aici o nouă ostrogoție și o nouă vestrogoție, deloc diferite de cele ce fuseseră atât de prospere la Dunăre și la pontul Euxin. Au adus aici toate instituțiile lor și au numit Dacia totalitatea cuceririlor lor în Danemarca și în Suedia, nume care timp de mai multe secole au fost amintite în actele publice și oficiale ale ambelor regate. Așadar, vizigoții și ostrogoții formau doar o parte din poporul lui Ermanaric, plecați din regiunile Dunării. Cel mai mare număr de geți sau goți a rămas în vechile așezări de dincolo de fluviu, ca în timpurile antice. O altă parte s-a revărsat în actualele regiuni ale Poloniei, Prusiei, Scandinaviei și în toate celelalte situate în jurul Balticei. Profesorul Fleming Kaul, arheolog la Muzeul de Istorie din Copenhaga, specialist în perioada fierului din epoca preromană, notează: se știe că au existat contacte între lumea aceea și cea de aici, mai ales prin partea sudestică. Mărturii ale acestor contacte au fost descoperite încă din epoca bronzului, așa că o vizită la rudele din nord nu este exclusă. Este clar că dacii mai fuseseră aici cândva, cunoșteau drumurile și aveau contacte. Dacă ne referim strict la legătura dintre Dacia și zona scandinavică, aceste cupe cred că sunt unul dintre cele mai elocvente exemple ale legăturilor. Nu știu dacă putem vorbi de o migrație, dar cu siguranță ele atestă niște relații clare între Dacia și Danemarca. Cam în aceeași perioadă avem multe similitudini și în ceramica descoperită la noi, foarte asemănătoare cu cea din cultura proienești. Este greu de spus dacă a fost o migrație masivă, pentru că nu avem evidențe clare.
Se pare că dacii au venit fie prin Polonia și au mers mai departe către Skatiski, peste Marea Baltică, fie au venit pe la granița Serbiei de astăzi cu România prin Timișoara. Au fost poate războinici sau comercianți. Ce este important însă, este că aceste urme există, deci cu siguranță au trecut pe aici. Prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine și vă aștept cu mare drag și data viitoare. Pe curând!